Cum îi săturăm pe șmecheri? Aceasta a fost întrebarea la care au acționat oamenii din vechea conducere a unui paradis din județul Cluj. Așa se explică faptul că unii afaceriști sau politicieni din Cluj-Napoca au primit loc de cinste într-una dintre cele mai frumoase zone din România, Beliș. Pe colinele verzi și înconjurate cu resturile de copaci neatinși de alte drujbe corupte, se construiesc anual sute de case de vacanță sau pensiuni. Dacă îi întrebăm pe localnici, rămași puțin din cauza traiului greu, aceștia ne spun că noi vecini sunt cei ce apar în ziare cu averi imense și funcții importante. Și atunci ne întrebăm noi cum s-a reușit acest lucru, cum oamenii de la sat au părăsit această zonă ruptă din rai, iar locul lor a fost ocupat de băieții deștepți cercetați în diferite dosare penale de sertar. O rețea de oameni puși în funcții cheie în administrațiile locale din Râșca și Beliș au reușit să pună mâna pe pământuri rupte din rai fără ca cineva să-i tragă la răspundere. Vorbim de modul corupt prin care administrația locală din cele două comune a dat zeci de hectare de pământ nu localnicilor, nu agricultorilor, ci directorilor de instituții de la Cluj. Comuna Râșca, la fel ca și comuna Beliș, reprezintă două zone foarte importante vânate tot timpul de politicienii de seamă din județul Cluj. Astăzi vă prezentăm o poveste despre terenuri pierdute ce în prezent se regăsesc în posesia familiei Zaharia. În urmă cu câteva zile, Adrian Zaharia, cunoscutul director al APIA Cluj, se presupune că și-ar fi găsit sfârșitul pe lacul Beliș. Acesta a consumat băuturi alcoolice și a plecat în larg cu o barcă cu motor. La câteva ore după, oamenii din zonă au găsit doar barca rotindu-se în cercuri. Vestea că Adrian Zaharia s-ar fi necat a stârnit reacții de bucurie. În cariera sa politică și în conducerea APIA Cluj, Adrian Zaharia a reușit să-și facă mai mulți dușmani decât prieteni. Însă cei apropiați lui și familiei sale au fost îndeajuns încât să îl ajute să obțină destule terenuri în zonele cheie ale județului. Haideți să facem cunoștință cu câțiva dintre martorii acestor jafuri. Petre Traian este un fost polițist pensionat din cadrul IPJ Cluj. Deloc din Râșca, Petre Traian a lucrat timp de mai mulți ani la sesizările de furt ale terenurilor din zona aceasta și din zona Beliș. Însă toate cercetările sale au fost ascunse în dosarele procurorilor ce puteau stopa retrocederile ilegale. Am lucrat în cadrul poliției județene. Mai mult am lucrat ca maestru militar la serviciu arme. Exploziv, întrucât revoluția acolo m-a prins. Ulterior am trecut în 2001, la serviciu pază și ordine și am răspuns de civicultură și fond funciar. Fapt pentru care și am cunoștință de aceste documente, lucrând în domeniul respectiv, am dat peste toate aceste matrapazlicuri care le-au făcut cei de la primării. În primăvara acestui an vorbeam cu o localnică din satul Poiana Horii, comuna Beliș. Angela Mihuț povestea atunci despre ce oameni de vază a dat această zonă de munte și cine s-a ales cu pământurile și pădurile de acolo. Dacă în urmă cu 3 ani nu se schimbau polițiștii de la Beliș, aici nu mai aveam pădure. Aici acum ar fi niște stânci și ne-am uitat că tăiale cum coboară pe casele noastre. Pe raza localității Poiana Horea și-au retrocedat pădurile comuna Scărișoara, comuna Gârda, comuna Horea. Toți își duc lemnul acasă. Să vii în satul Poiana Horii sau în comuna Beliș cu un simplu apartament în Cluj și cu o mașină, un break, cum a avut domnul Filip, și să pleci cu 2 cabane la Beliș, cu 2 apartamente în Cluj, cu mașini de lux, cu excursii, odată la Ierusalim, odată nu știu unde, odată la Mormântul Sfânt, odată la Athos. Când te duceai la el în post, avea numai poze cu Italia, cu... el își permitea. Dar pe lângă pădurea ce astăzi este transformată în câmp, ordinele de la Cluj erau executate de cei din primărie și pentru retrocedările ilegale. Traian Petre ne vorbește despre ce a descoperit în anchetele sale. CF-uri modificate, retrocedări date ilegal și pământuri compensatorii obținute fără drept. Mai mult, acesta a descoperit cum a fost însuși el cel care a fost declarat mort în acte pentru ca cineva să ia pământurile care îi se cuveneau. Au fost sesizări din partea cetățenilor că sunt dubluri, cărți funciare peste suprafața respectivă. Și am plecat la Huiedin să fac niște verificări în domeniu și ocazie cu care m-am și găsit eu în sentința respectivă, declarat mort și dispărut. Nu mi-a venit să cred și apoi de acolo am plecat cu tot și am verificat mai amănunțit ceea ce m-a determinat să verific zona asta cu tot. Când am
constatat cele reale, n-am mai avut cuvinte. Deci vă dați seama cum s-au făcut aceste acte total ilegal și nimeni nu ia nicio măsură. Vă mai dau un caz. Sesizat la poliție la Huiedin și peste tot, un domn Crișan George Agenor este aici în cartea funciară, trecut. Din București, i s-a întocmit 3 cărți funciare și pe numele lui și el nu știa că numele lui s-a întocmit cărți funciare false. Care era practica prin care familia Zaharia a reușit să dobândească aceste terenuri? Practica a fost cu ajutorul celor 2 sau 3 primării, în special Râșca și Belișu. Ce au făcut cei de la Râșca, de la primăria Râșca? În baza legii 18 din 91, Crișan Traian și Ivan Viorica au depus o cerere pentru retrocedare din terenurile pășunei comunei Râșca, cea situată în zona, în apropiere de Beliș, în zona lacului de acumulare Beliș. Dar atât Crișan cât și Ivan Viorica nu erau îndreptățiți în baza legii 18, legea cu retrocedările. Legea cu retrocedările să primească terenuri din acele zone. De ce? Pentru că cetățenii comunei Râșca au cumpărat terenurile respective de la baronul Chemeni. Așa. Pal, tot consorțiul. Fapt dovedit prin sentința 4030 din 1930, din care reiese că s-a achitat în integral toată suprafața avocatului baronului Chemeni. În sentința respectivă sunt și acte doveditoare, dacă vreți o să vi le pun la dispoziție, puteți lua și din sentința respectivă și o să vă documentați că cetățenii și-au cumpărat terenurile integral al baronului Chemeni. Iar Petre Traian ne-a pus la dispoziție copii după actele originale și nu ne-a venit să credem. Datele de identificare ale parcelelor din aceste zone au fost schimbate categoric și puse în loc alte cifre. Crișan și Ivan, cei care au cerut să li se restituie terenurile fără drept, au donat mai departe 10 de hectare către Delia Zaharia, mama directorului de la Apia Cluj. Sunt vinovați pentru că n-au verificat exact toată documentația existentă și mai mult, ce au greșit cei de la Râșca? S-au dat și au întăbulat terenurile, o parte din terenuri din Pășune, în CF-ul 3850, au întăbulat 465 de hectare, ilegal. Deci nu aveau dreptul. Au luat act doveditor din CF-ul 2400, a se verifica CF-ul 2400 care l-am în față, de la punctul 197. Să mă duc direct, ca să nu mai căutați atât. Și-au făcut CF-ul ăsta 3850. Ca pe urmă, din CF-ul ăsta 3850, au retrocedat ilegal la Crișan Traian, Ivan Viorica, care puteți vedea CF-ul 3 Râșca, dar imediat au și transcris din CF-ul 3 Râșca și au făcut alte CF-uri, respectiv 4, 5, 6. La poziția 6 figurează Zaharia Delia Maria, mama domnului director. Directorul de la Apia. Directorul de Apia. S-a întocmit dosar, s-a înregistrat dosarul la Poliția Cluj. Vi l-am prezentat copia. 1601 PP/2014. 2014, da? Date când au fost ridicate
peste 300 de cărți funciare ilegal, întocmite de pe raza suprafeței respective. Cam câte terenuri, câtă suprafață are familia Zaharia în acea zonă? Are vreo, după câte știu eu, atribuită de Comuna Râșca și Comuna Mănăstiren, vreo 50-60 de hectare, sau 70 de hectare. Faceți-ne o comparație. Există o persoană care mai are atâta suprafață de teren? Nu știu, poate un localnic de acolo. La localnici, de exemplu, eu în cauză. Tatăl meu a solicitat în baza legii, eu personal am făcut cererile pentru a primi terenurile înapoi, a intra înapoi în posesie, pentru că sunt tăbulate pe bunici, dar și sunt administrație la primărie, nu s-au mai atribuit niciodată. Uitându-ne peste documente, am văzut și actele de donație, așa că am pornit spre Râșca și Beliș să vedem cum arată aceste hectare luate abuziv din proprietatea unei asociații composesorale în palmaresul familiei Zaharia. Primăria Râșca a întocmit acel CFU 3850, în care sunt menționate, strecute o suprafață de vreo 465 de hectare, dar din acel CFU au retrocedat ilegal familiei Zaharia, care urmează acum să vă duc să vi-l prezint terenul unde a fost retrocedat ilegal. Haideți să mergem. Ne îndreptăm spre terenurile care au fost restituite familiei Zaharia, Delia. Dar ne-am uitat pe plăcuță și scrie Comuna Beliș. A cui era de fapt acest teren? Acest teren este a Comunei Râșca. Belișul Nou a fost până acolo, înainte, după familia Bădeu Traian sau Zorița. Acolo, la intersecție, imediat, acolo era tabla Belișului Nou. Iar ei au mutat-o. Ei au mutat-o. Belișul Nou, când s-a mutat, li s-au întăbulat aceste terenuri în baza cărților funciare de la 1 la 490 Belișul Nou. Au fost întăbulate toate terenurile alea acolo, iar ei, abuziv, au mutat harta Belișului Nou și uitați unde au dus-o. Mergem acolo să vă arăt unde au dus-o. Au intrat? În practic, noi ne aflăm pe teritoriul Comunei Beliș, dar de fapt suntem pe teritoriul Comunei Râșca. Scriptic, suntem pe teritoriul Comunei Beliș, faptic pe teritoriul Comunei Râșca, pentru că acest teren este a râșcanilor, dovedit cu acte și cu tot. Dar lumea se teme. Mulți dintre ei, cei ce știu cum s-au furat de sub ochii lor pământurile strămoșilor, tac. Un alt localnic, căruia i s-au făcut dosare penale pentru a-l speria să nu vorbească despre ilegalitățile din zonă, își varsă oful. Se vorbește, dar cine verifică? Poți să mergi la autorități când faci nimic. Cine verifică? Nu verifică nimic. Se vorbește că deci 1.000 de hectare de sărut. 1.000 de hectare. Între direcție în coace, nu mai apar 1.000 de hectare în ce a fost. Toată lumea se știe. Cine ce face? Faci din nou ceva? Nu face de tabuză ca și ei, nu face nici de tabuză, că ei sunt... Doamna Luminița Boca face. Închide dosarele, închide tot. Luminița Boca și cu domnișoara Anca, al lui Mărincean. Știi cine e cu Mărincean? Tot de la DNA-și. O lucra șeful cercetărilor penale la municipiu, după care a fost la județ și după aia a fost procuror militar la Cluj. Așa, ce avem aici? Citiți, domnișoară Mihaela. Așa. Uitați-vă aici. Asta este localitatea Beliș. Da? Unde suntem noi pe hartă? Pe hartă? Acum. Acum? Aici pe unde aici pe drumul ăsta, vedeți? Da. Uitați, ăsta e pe drumul ăsta am venit, vedeți? Ăsta suntem aici. Ăsta este drumul, uitați, care coboară către fântânele. Vedeți-l? Da. Uitați, ăsta în partea dreaptă aici jos, ce scrie asociația? Pastorală Ciunca. Scrie? Da. Scrie? Păi asta. Și de ce sunt garduri puse pe... Acesta e terenul Asociației Pastorale Ciunca. Ciunca. De ce sunt garduri puse aici? Ca să fie clar, lângă această răstignire care am participat eu personal când s-o pus prima dată în
1968 am participat cu bunicul meu, Petre Ioan, și cu tatăl meu, care era păstor atunci la vaci aici. Deci rețineți ce v-am spus. Aceasta a fost în 1968. Eu personal am participat la ridicarea și instalarea acestei troițe. Eu, Petre Traian, nume de dac și de roman. Aici a fost terenul nostru, arișcanilor. Acolo, în dreapta, unde s-au atribuit la diferiți cetățeni acolo și aici, la Zaharia și la toți. Uitați ce scrie aici. Deci... Bășunea Asociației Pastorale Ciunca. Și anii trec, iar familia Zaharia este doar una dintre cele mai cunoscute familii cu funcții în universități, consilii județene sau instituții ce funcționează prin banii de la guvern, care au primit pe nedrept pământuri în această zonă ruptă din raiul lui Dumnezeu. Procurori, polițiști, adjuncți din Inspectoratul de Poliție Județean închid ochii și nu avansează cu anchetele lor, deși toate actele indică că s-au comis abuzuri. Vedeți că e îngrădit, cu poartă, cu tot ce vreți. Este celălalt teren deținut de Delia Zaharia. Și terenul deținut de Delia Zaharia Maria. Sau Delia... Da, Zaharia Maria. Obținut tot Delia prin Maria. Aceeași retrocedare cu legea 18? Cu legea 18. I s-a atribuit ilegal, că ați văzut că o făcut donat, Crișan Trean l-a donat ei. Ilegal. Și cum s-au ajuns? Toate mârșevenii, acte ilegale întocmite. Fapt ce au determinat și acum fac parte de acte în dosarul 1601 per 2014. Dosar care nu s-a mai rezolvat nici în prezent. Au fost ridicate 300 și ceva de cărți funciare false, ilegal întocmite. A fost mutat dosarul de la Tribunalul Cluj la DNA. Doamna Luminița de la capătul tunelului, că nu mai poți zice Luminița Boca. Luminița a încercat, nici nu a stat de vorbă să prezint documentele, a încercat să închidă dosarul. Am fost nevoit să apelăm pe la instituțiile, pe la DNA București, pe la Ministerul Justiției, pe la Inspectoratul, pe la toate instituțiile care am putut apela. Așa ceva nu se mai poate. Aceste instituții nu funcționează, este un stat mafiot. Dacă pe mine și-au permis să mă declare în sentința 1132 din 2002, declarat mort și dispărut. Pe mine, Petre, care eram activ în data respectivă, soția activă. De ce? Și ne declară mort și dispăruți ca să se ia CF-ul lui bunicul, Petre Ioan, junior a Țuțului, CF-ul 3226, și să întăbulează pe el terenuri de la distanța de vreo 5-6 km. Unde ați mai auzit așa ceva în țara asta? Iar aici este CF-ul pe Crișan George Agenor din București. Ați văzut, v-am prezentat 3 CF-uri ilegal întocmite. Omul nici nu știa că numele lui s-a întocmit dosar, s-a făcut cărți funciare. În ce țară trăim? Unde mai există așa ceva? Iar noi cu această întrebare rămânem. Dacă nici cei ce au purtat o uniformă în toată cariera nu sunt luați în seamă, cetățenii de rând au mult mai puține șanse. Până unde trebuie să mergem? Mergem dincolo acum... Încercăm și dincolo. Este singura soluție acum să încercăm dincolo, la comunitatea europeană. Nu se mai poate. Dacă nu se întâmpla cazul ăsta cu Zaharia, nu mai făcea nimeni nimic. Nu mai făcea nimeni nimic. Cum își permit ei să întăbuleze aceste terenuri? Ce instituții avem? Cum fac cărți funciare în numele omului și omul nu știe că s-a făcut carte funciară în numele lui? Cât despre ce e de făcut, Adrian Zaharia este cercetat de Direcția Națională Anticorupție, iar dispariția acestuia nu face decât să îngroape un dosar ținut la sertar de mai bine de 4 ani.